pe raza județului Sălaj, începând cu Spuma Party, Rock and Roll Festival, Divino Fest, Someșland, MMC Bikers Fest, Back to School și finalizând chiar la spre sfârșit cu Battery Fest. În ceea ce reprezintă misiunile de restabilire a ordinii publice, de asemenea am executat intervenție la toate solicitările care ne-au fost transmise, un număr de 217 misiuni, din care la 112 am avut intervenții în 130 de situații pentru aplanarea unor conflicte în special și 87 prin alte solicitări transmise Direcției Jandarmeriei Române. De asemenea, am participat activ în toată perioada la menținerea ordinii siguranței publice în sistemul integrat de ordine siguranță publică construit la nivelul județului, sub coordonarea și conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Activitățile în cooperare și colaborare cu partenerii instituționali au reprezentat de asemenea o prioritate a inspectoratului, 94% dintre acestea fiind desfășurate tot cu poliția în cadrul acelei acțiuni desfășurate la nivel național, blocada, o acțiune care se desfășoară zilnic. De asemenea, putem vedea că atât prin sistemul de menținere, cel de asigurare, cel de restabilire, dar și de cooperare, colaborare cu celelalte instituții, am urmărit acel obiectiv principal al Ministerului Afacerilor Interne, respectiv creștional, în principal din MAI, am participat la realizarea măsurilor de ordine și siguranță pe timpul alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerile locale desfășurate în luna iunie. Ca rezultate pe care le-am obținut în această perioadă, aș vrea să subliniez că principalul obiectiv pe care l-am urmărit și principalul obiectiv vizat a fost tocmai acela de asigurarea siguranței cetățenilor prin prevenție. Am desfășurat activități care să asigure o suficiență a efectivelor în spațiul public, astfel încât prevenția să fie prioritară. Deși am calibrat dispozitivele de ordine siguranță publică, atât la manifestările publice, cât și în sistemul de menținere a ordinii și siguranței publice, într-un mod corespunzător, în vederea descurajării comiterii de fapte antisociale, acestea s-au întâmplat totuși, atât la evenimentele la care am asigurat măsuri, cât și în sistemul de menținere a ordinii publice. Referindu-mă la faptele constatate de către Jandarmeria Sălaj în această perioadă, aș putea să spun că am constatat un număr, împreună cu partenerii noștri, un număr de 119 fapte de natură penală, față de 133 constatate în anul anterior, ceea ce este o mică diminuare, cu o creștere în ceea ce înseamnă faptele constatate de către jandarmi, unde am constatat un număr de 31 de fapte pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice față de 22 în anul 2023 și o scădere în cele constatate în sistemul mixt de ordine siguranță publică, 88 față de 113. De asemenea, am cunoscut o mică creștere la contravenții, 1409 față de 1323, dar cu o pondere mai însemnată în ceea ce au însemnat avertismentele în detrimentul amenzilor contravenționale. În ceea ce înseamnă faptele penale pe care le-am constatat, vreau să vă informez că așa este, cele cu comise cu violență au avut o pondere foarte importantă, ele reprezentând de altfel fiind 84% din totalul faptelor constatate de către jandarmerie pe timpul misiunilor specifice, iar din acestea 84%, 73% au fost de loviri și alte violențe. Fapte pe care nu le-am tolerat și nu le vom tolera, toleranță zero, ceea ce a însemnat întocmirea actelor premergătoare și transmiterea către poliție sau către parchete după caz. De asemenea, am avut 13% fapte constatate împotriva patrimoniului și 3% respectiv o faptă pe care am constatat-o la unul dintre festivaluri, respectiv deținere de droguri în vederea consumului propriu. În concluzie, putem spune că acest sezon estival a fost un sezon estival în care ne-am desfășurat activitățile la un nivel bun, un sezon estival în care cooperarea și colaborarea dintre noi a fost una foarte bună. Doresc să le mulțumesc pe această cale partenerilor noștri instituționali, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru mesajele pe care le-ați transmis cu promptitudine de fiecare dată când v-am solicitat și, de ce nu, în primul rând, să mulțumesc cetățenilor care au ales să vină la astfel de manifestări publice, să se manifeste civilizat, pașnic și cu respectarea tuturor prevederilor legale. Din punct de vedere al jandarmeriei, considerăm că sezonul estival 2024 a fost o misiune îndeplinită.
Vă mulțumesc că o să dau cuvântul domnului comisar Șestubar. Vă mulțumesc frumos, domnule comandant. Bilanțul final al sezonului estival la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj se prezintă în felul următor. Sezonul estival, perioada vacanțelor și a concediilor caracterizate printr-un grad ridicat de mobilitate a persoanelor, creează premisele unor supraaglomerări și determină valori ridicate de trafic rutier. Eforturile noastre s-au concentrat pe asigurarea unui climat de ordine și siguranță, iar datorită mobilizării exemplare a forțelor de ordine și a unei strategii bine coordonate, sezonul estival 2024 a fost caracterizat de reducerea infracționalității și de o prezență sporită a echipajelor de poliție pe teren. Acesta ne-a permis să gestionăm cu promptitudine și eficiență provocările specifice perioadei, contribuind la menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere. Pe parcursul sezonului estival, echipajele de poliție au răspuns prompt la toate solicitările, iar prezența acestora a fost sporită în zonele cu afluență mare de persoane, cum ar fi obiectivele turistice și festivalurile. În acest context, pentru asigurarea unui climat optim de siguranță publică, structurile operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au acționat pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor, dar și pentru asigurarea liniștii și a ordinii publice. În debutul sezonului estival, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și-a stabilit o serie de obiective specifice menite să asigure o desfășurare sigură și ordonată activităților turistice sau recreative. Printre acestea se numără creșterea prezenței polițiștilor în zonele aglomerate și turistice, siguranța rutieră, prevenirea și combaterea infracționalității, supravegherea siguranței la evenimente publice, cooperarea interinstituțională, informarea și conștientizarea cetățenilor. Activitățile desfășurate de către polițiștii sălăjeni au vizat atât latura preventivă, venind în sprijinul cetățenilor cu sfaturi și informări folositoare pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor, dar și pe latura de combatere, urmărind să protejeze comunitatea de persoanele care nu respectă normele legislative. Astfel, au fost întreprinse o serie de activități specifice în tot județul, în special în zonele aglomerate, piețe, târguri, zone de agrement, în proximitatea spațiilor de desfășurare a manifestărilor culturale-artistice și în proximitatea lăcașurilor de cult, fiind desfășurate peste 62 de acțiuni cu efective mărite, peste 20 de controle directe, polițiștii intervenind totodată la peste 1950 de evenimente. În ceea ce privește infracționalitatea sesizată la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, în perioada sezonului estival, au fost sesizate peste 1760 de infracțiuni, 860 fiind constatate din oficiu. Astfel, au fost înregistrate 626 de infracțiuni contra persoanei, 565 de infracțiuni contra patrimoniului, peste 200 de infracțiuni rutiere, iar un număr de 368 au fost infracțiuni de altă natură. Ca urmare a infracționalității sesizate, precum și în urma cercetărilor și probatorilor administrative în dosarele penale întocmite, au fost luate peste 70 de măsuri preventive. De asemenea, au fost sesizate 115 infracțiuni stradale, dintre care 5 prinderi în flagrant, 143 de cazuri de violență domestică, 63 în mediul urban și 80 în mediul rural. Cu privire la ordinea și siguranța cetățeanului, prin intermediul unei prezențe masive și constatate a echipajelor de poliție în locurile cu aflux mare de persoane, am reușit să menținem ordinea și liniștea publică, având un număr total de 62 de misiuni desfășurate în teren și ocazie cu care au fost aplicate 18.429 de sancțiuni contravenționale în valoare de totală de 5.775.406 lei. Totodată au fost confiscate bunuri în valoare de 1.437 de lei. De asemenea, intervențiile prompte ale forțelor de ordine la apelurile de urgență primite prin numărul de urgență 112 au fost esențiale pentru soluționarea rapidă a situațiilor de risc, gestionându-se cu profesionalism peste 2500 de astfel de apeluri. Echipajele de poliție au intervenit la peste 1900 de cazuri sesizate prin SNAU 112, majoritatea fiind soluționate pe loc, fără consecințe grave. Odată, polițiștii Inspectoratului de Județean de Poliție au acționat în sistem integrat, alături de reprezentanți ai altor instituții, structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică, pe întreaga durată a desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024.
De asemenea, au fost organizate și desfășurate acțiuni punctuale cu efective mărite ce au urmărit menținerea ordinii publice, prevenirea infracționalității stradale, a traficului și consumului de droguri sau identificarea persoanelor în temeiul legii. Persoanele urmărite în temeiul legii. În ceea ce privește combaterea infracțiunilor de natură judiciară, în această perioadă, polițiștii structurilor de investigații criminale au acționat pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență, în special în zona barurilor, cluburilor sau locurilor de cazare, iar împreună cu structurile de ordine publică pe linia furturilor de și din auto sau furturilor din locuințe. De asemenea, un accent important a fost pus pe localizarea și prinderea persoanelor urmărite la nivel național sau internațional, dar și pentru găsirea persoanelor dispărute sau plecate voluntar. Astfel au fost puse în executare 40 de mandate de executare, fiind clarificată și situația a 70 de persoane dispărute sau plecate voluntar. De remarcat este faptul că polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reușit identificarea a 2 urmăriți internațional în străinătate, ca urmare a cooperării cu IPJ Sălaj cu autoritățile din străinătate. Reamintim faptul că polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au soluționat un amplu caz de lipsire de libertate în mod ilegal a unei minore din localitatea Dragu, minora fiind identificată la scurt timp la producerea incidentului, iar cel bănuit de comiterea faptului a fost identificat de polițiști la câteva săptămâni în județul Timiș. Siguranța rutieră reprezintă o prioritate esențială pentru Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și astfel sub coordonarea Serviciului Rutier a fost desfășurate, începând cu luna iunie, peste 60 de acțiuni punctuale ce au vizat creșterea vizibilității elementului polițienesc, fluidizarea traficului rutier și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. În cadrul acțiunilor pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor rutiere au fost aplicate un număr de 13.100 sancțiuni contravenționale ca urmare a abaterilor constatate în trafic. Polițiștii rutieri au acționat zilnic în baza planului de acțiune blocada, iar în urma activităților de control al traficului rutier au fost reținute un număr de 965 de permise de conducere, retrase 222 de certificate de înmatriculare și s-au constatat un număr de 204 infracțiuni la regimul rutier. În săptămâna 5-11 august, la nivelul poliției rutiere europene, a fost desfășurată o acțiune Roadpol Speed pentru prevenirea accidentelor rutiere care au ca și cauză principală viteza excesivă și polițiștii rutieri din cadrul IPJ Sălaj au fost implicați în această acțiune fiind aplicate un număr de 752 de sancțiuni contravenționale, 321 dintre acestea pentru depășirea limitei legale de viteză și de asemenea au fost reținute un număr de 73 de permise de conducere și 27 de certificate de înmatriculare. Comparativ cu aceeași perioadă anul trecut, numărul accidentelor rutiere a crescut, fiind înregistrat un număr de 21 de accidente rutiere soldate cu 7 persoane decedate, 16 persoane rănite grav și 16 persoane rănite ușor, principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave fiind reprezentate de indisciplina pietonilor, viteza neadaptată la condițiile de drum, neacordarea priorității de trecere a vehiculelor, conducerea fără permis sau alte abateri săvârșite de către conducătorii auto. Pe linia combaterii criminalității economice, activitățile desfășurate de către polițiștii specializați în acest domeniu au fost orientate pe două paliere. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domenii precum alimentația publică și cazarea turiștilor, industria alimentară, produse accizabile sau transport intern de persoane. Prevenirea și combaterea ilegalităților privind protecția mediului înconjurător, activități vamale, respectării disciplinei în construcții sau drepturilor de proprietate intelectuală. Pe perioada sezonului estival, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat peste 80 de controle la mai mulți operatori economici din județul Sălaj, în urma cărora au fost indisponibilizate peste 200 de bunuri, produse textile și cosmetice, susceptibile a fi contrafăcute în valoare de 40.600 de lei. În urma acțiunilor și controlelor efectuate, polițiștii de la Economic au aplicat un număr de 23 de sancțiuni contravenționale cu amenzi de peste 45.500 lei. Am constatat un număr de 46 de infracțiuni, atât infracțiuni în sfera celor prevăzute de codul penal, cât și infracțiuni prevăzute de legi speciale în acest domeniu. Referitor la activitățile polițiștilor specializați în domeniul siguranței școlare și a prevenirii, cu toate că a fost o perioadă a vacanței, polițiștii biroului de siguranță școlară au continuat să fie aproape de tineri, fiind desfășurate activități în cadrul școlilor,
de vară a tabelelor, copiilor fiindu-le oferite sfaturile necesare pentru a face alegeri sigure și responsabile, prevenind astfel comportamentele riscante și asigurând o vacanță lipsită de incidente neplăcute. Pe parcursul sezonului estival, polițiștii biroului de siguranță școlară au derulat un număr de 139 de activități cu caracter informativ preventiv, alături de polițiști din cadrul altor structuri, beneficiarii fiind peste 3400 de elevi. Aceste activități au avut ca obiectiv prevenirea evenimentelor negative care ar putea pune în pericol dezvoltarea normală a elevilor, cu accent pe linia prevenirii fenomenului de bullying, a traficului de persoane, a consumului de droguri în rândul tinerilor, a delinvenței juvenile, precum și prevenirea victimizării minorilor prin diverse infracțiuni. Dintre campaniile și proiectele derulate de către polițiștii biroului de siguranță școlară în perioada sezonului estival, amintim campania How Survive High School, proiectul educațional Copiii trebuie protejați cu nu exploatați, proiectul Tu știi ce consecințe pot avea faptele tale, Fii informat, alege, inspirat. Polițiștii biroului de analiză și prevenirea criminalității au desfășurat un număr de 189 de activități informativ preventive, cetățenilor fiindu-le oferite sfaturi și recomandări privind prevenirea victimizării minorilor, siguranța în mediul online, prevenirea violenței în familie, a consumului de droguri, prevenirea discriminării, protejării bunurilor personale și importanța apelurilor efectuate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Printre proiectele și campaniile derulate de polițiștii de la prevenire, amintim următoarele proiecte. Proiectul Dincolo de Aparențe, care a vizat prevenirea traficului și consumului de droguri, campania de prevenire a fraudelor informatice, care au ca mod de operare investițiile online, campania Scuzele nu schimbă realitatea, campanie ce a vizat prevenirea violenței domestice și de menționat este și proiectul Fără Discriminare. La finalul sezonului estival 2024, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj își exprimă satisfacția față de rezultatele obținute și de modul în care au fost gestionate provocările acestei perioade. Datorită eforturilor concentrate ale polițiștilor și colaborării cu alte instituții, am reușit să asigurăm un climat de siguranță și ordine publică pentru toți cetățenii și turiști. Ne menținem angajamentul de a rămâne vigilenți și pregătiți pentru orice situație, continuând să intervenim prompt la orice solicitare și să consolidăm relația de încredere cu comunitatea. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj va continua să fie un garant al securității, dedicat protejării cetățenilor și menținerii ordinii publice pe tot parcursul anului. Acesta a fost materialul Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj. Vă mulțumesc și în numele Inspectoratului pentru faptul că dați curs invitației noastre, pentru faptul că promovați activitatea noastră și vă mulțumim în acest sens. Mulțumesc și partenerilor, colegilor jandarmi, colegilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și asigurăm în continuare comunitatea că vom fi prezenți 24 de ore în slujba cetățenilor. Vă mulțumesc frumos. Vă stau la dispoziție cu întrebări. Mulțumim, o să le, la sfârșit, cred că e bine să le punem. Domnul Comand. Da, mulțumesc, bună ziua, vă spun și eu, din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Poroisul Județului Sălaj. După cum spuneau și colegii de la structurile Ministerului Afacerilor Interne, și noi am desfășurat activități și acțiuni specifice sezonului estival, bineînțeles, în cont de legislația în vigoare, privind atribuțiile instituționale, dar și de celelalte directive ale eșalonelor superioare și nu în ultimul rând, pe baza planului de măsuri și acțiuni aprobat prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din iunie 2024. În acest sens, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Poliției Județului Sălaj a desfășurat activități preventive, activități de pregătire a populației și, bineînțeles, am gestionat toate misiunile din competență. Pe linie preventivă, au fost desfășurate activități specifice de control cu precădere la unitățile de teurin și de agrement, dar și alimentație publică, urmărindu-se respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la acest tip de obiective. În perioada sezonului estival, inspectorii de prevenire au desfășurat un număr de 85 de controle tematice, 9 au fost desfășurate la unitățile de turism, 29 la unitățile de comerț și alimentație publică și 47 la alte tipuri de obiective. Pe lângă aceste controle tematice au fost desfășurate, planificate, de fapt și organizate, și controle inopinate, cu precădere la obiectivele unde s-au preconizat afluență mare de persoane, în vederea respectării reglementelor în vigoare sau, bineînțeles, a înlăturării unui pericol iminent.
Ca și exemplu, vă dau manifestările cultural-artistice în spațiile închise, amenajări temporare ori în spații deschise, diferite evenimente publice, festivaluri, concerte și așa mai departe. În urma acestor controle s-au aplicat și sancțiuni contravenționale, 255 de avertizmente și 66 de amenzi în cuantum de peste 400.000 de lei. Totodată, la nivel județean s-a pus în aplicare protocolul pe care unitatea noastră l-are cu agenția, cu APIA și cu Garda Națională de Mediu, cu scopul de a monitoriza respectarea de către cetățeni a regulilor referitoare la arderea mirișilor și vegetațiilor uscate, dar și instruirea fermierilor în acest sens. Totuși s-au produs incendii datorită nerespectării acestor măsuri și inspectorii de prevenire au aplicat inclusiv și pe această linie 3 amenzi contravenționale în cuantum de 7.500 de lei. Tot ca și activitate preventivă, s-au desfășurat activități de informare preventive, care au costat în principal în realizarea unor puncte de informare preventivă, dar și distribuirea unor materiale, afișe, flyere, autocolante specifice sezonului estival, în cadrul diferitelor evenimente la care am participat. De asemenea, au fost mediatizate în spațiu public cu ajutorul dumneavoastră mass mediei, a comunicatelor de presă, a clipurilor video și audio al campaniilor naționale de prevenire specifice aflate în derulare, ca și exemplu stop arderilor de vegetație uscată, ai grijă la cea mai mare grijă, siguranța copilului tău, dar și mie nu mi se poate întâmpla. De asemenea, pe timpul activităților de control au fost realizate un număr de 88 de instruiri specifice sezonului estival. De asemenea, în spațiu public au mai fost diseminate, sau de fapt au fost realizate 3 emisiuni TV și 3 declarații de presă în care au fost prezentate măsurile ce trebuie respectate pe diferite tipuri de risc specifice sezonului estival. Și nu în ultimul rând, pe timpul sezonului estival am avut și noi un cadru detașat în zona de competență a județului Constanța, tocmai pentru a gestiona alături de alți colegi de la alte inspectorate județene, problematica pe timpul sezonului estival în zona județului Constanța. Un al doilea palier important o constituie activitatea de pregătire a populației în domeniul situațiilor de urgență. Pentru aprofundarea cunoștințelor teoretice privind tipurile de risc al măsurilor de prevenire acestora, dar și crearea unui comportament preventiv specific în situațiilor de urgență, inspectoratul a desfășurat mai multe activități de pregătire a populației astfel. Au fost mediatizate în spațiu public măsurile de prevenire a necului, recomandările pompierilor sălăjeni pentru petrecerea vacanțelor la unitățile turistice sau cu cortul, ieșiri la arbă verde sau picnic în siguranță. De asemenea, s-au diseminat prin toate canalele de comunicare măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație uscată și cele de autoprotecție a populației pe timpul caniculei. Au fost diseminate și au fost și instruiți fermierii și nu numai, asupra măsurilor care trebuie respectate pe timpul campaniilor agricole, dar și consecințelor care pot degenera din respectarea acestor măsuri, care, bineînțeles, pot afecta viața, bunurile, dar și mediul înconjurător. Totodată, pe timpul sezonului estival, pompierii militari sălăjeni au fost alături de copii și adolescenți aflați la școlile de vară organizate la nivelul județului, pe care i-am instruit cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor, modul de comportare în cazul declanșării unor situații de urgență, dar și pe linia acordării primului ajutor de bază. De asemenea, am fost vizitați de către elevii unor clase din cadrul instituției de învățământ la sediile unităților și subunităților din județ, imediat după începerea noului an școlar, primind vizita peste 300 de elevi. De asemenea, în perioada analizată, inspectoratul nostru a transmis mesaje de înștiințare și autoprotecție ale populației pe perioada emiterii unor coduri meteorologice de caniculă în special, și anume 11 situații de cod galben, 9 de cod portocaliu și un cod roșu. De asemenea, au fost transmise 24 de informări cu privire la depășirea indicelui de temperatură umezeală ITU pentru municipiul Zalău. În ceea ce privește palierul misiunilor din competență, în perioada sezonului estival, în zona de competență a unității, au fost înregistrate un număr de 2416 intervenții, din care 332 situații de urgență și 2084 intervenții ale echipajelor SMURD pe linia urgențelor medicale. Din totalul celor 171 de incendii înregistrate în această perioadă, 105
s-au produs la vegetația uscată, având ca împrejurare determinantă utilizarea focului deschis în spații deschise. Din cauza neglijenței unor cetățeni și, bineînțeles, coroborate cu condițiile meteo nefavorabile, secetă, vânt, incendii de vegetație uscată au avut un trend ascendent în perioada analizată. Pentru gestionarea cu succes a acestor evenimente s-au mobilizat resurse umane și logistice importante, atât de la nivelul unității, dar și pompieri voluntari, personal silvic, personal al primăriilor sau cetățeni. Bineînțeles că în unele cazuri aceste incendii au degenerat, s-au propagat la bunuri ale cetățenilor, din fericire neînregistrându-se victime. Am avut și două cazuri în care s-au propagat incendiile și la alte obiective. De asemenea, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor, în locurile cu public numeros, au fost dislocate echipaje de prim ajutor și stingerea incendiilor la diferite manifestări religioase și sportive pe raza județului Sălaj. Având în vedere cele expuse anterior, considerăm că și pompierii sălăjeni au avut un rol determinant pe timpul sezonului estival pentru asigurarea unui climat de siguranță al comunităților. În consecință, vă mulțumesc și eu pentru aportul adus și de dumneavoastră, stimați reprezentanți ai mass-mediei, la promovarea măsurilor preventive și ale campaniilor naționale, toate, bineînțeles, în asigurarea unei protecții adecvate cetățenilor. Și ce spun de fiecare dată când am ocazia să transmit aceste lucruri, pentru a preîntâmpina producerea unor situații de urgență și pentru a fi informați despre modul de comportare în cazul producerii unor situații neplăcute, vă recomandăm să accesați Platforma Națională de Pregătire în Situații de Urgență fipregătit.ro și, bineînțeles, să instalați pe telefonul mobil aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit și este actualizată permanent cu toate datele necesare de către populație. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Și dumneavoastră, dacă aveți întrebări, vă rugăm, doamne! Atât la nivelul Inspectoratului Județean de Jandarm, cât și la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean, s-a desfășurat acțiunea Blocada. Aș vrea să întreb care a fost scopul acestei acțiuni și ce a presupus în sine planul acestei acțiuni. Dacă îmi permiteți, o să încerc să dau eu un răspuns și vedem dacă colegul meu, domnul Stopar, are completări. Blocada se referă la o concentrare a efortului structurilor de ordine și siguranță publice într-o zonă bine definită din teren, atât prin efectivele avute la dispoziție în sistemul de menținere a ordinii siguranței publice, cât și prin suplimentarea acestor dispozitive cu dispozitive de specialiști, tocmai în scopul prevenirii și combaterii comiterii unor fapte antisociale, în principal aici ne referim la faptele cu violență, și a creării unui climat de siguranță în rândul cetățenilor. Sunt două obiective prioritare pe care le are blocada. Primul este combaterea faptelor care se comit cu violență în spațiul public, iar cel de-al doilea este acela de prevenire și combatere a traficului, deținerii, consumului de substanțe interzise și droguri. Este o activitate care se desfășoară zilnic, dar nu după un tipar. Este o activitate care se desfășoară la nivelul fiecărei structuri în funcție de modul în care sau al fiecărui județ în funcție de modul în care factorii decidenți din cadrul structurilor de ordine siguranță publică îl planifică la nivelul fiecărui județ, după niște analize privind infracționalitatea, zonele care au un potențial criminogen mai ridicat și care au ca principal scop tocmai combaterea acestora. Este o activitate dispusă de la nivel național și o activitate care încă se află în derulare, nu este specifică sezonului estival. Am desfășurat-o și înainte și o să o desfășurăm și după acest sezon estival, atât timp cât ea se va desfășura la nivel național, cum am spus. Cam asta ar fi blocada în câteva cuvinte. O concentrare a efortului, o concentrare a resurselor în scopul obținerii acelor activități de tip flash, blitz sau cum ați dori să le catalogați dumneavoastră. Înțeleg că este o activitate în sistem integrat. Da. Mulțumesc. Și încă o întrebare. Dacă în luna iunie am avut un tur de alegeri, urmează o perioadă, spun eu, complicată pentru toată lumea, pentru că este
prima dată când avem 3 duminici consecutiv alegeri. Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt cu siguranță implicate în aceste alegeri și întrebarea este dacă ați făcut un plan de acțiune pentru perioada care urmează sau dacă acesta urmează a fi construit. Da, o să vă răspund tot eu. Deci, de obicei, noi ne organizăm în baza legislației care gestionează fiecare tipologie de alegeri în parte, dar și în baza unor documente programatice care se întocmesc și care ne sunt trimise de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv de la nivelul Direcției Generale Management Operațional. Un astfel de plan nu a fost încă primit, dar avem experiența alegerilor anterioare, avem experiența anilor anteriori în care am desfășurat alegeri și avem o cooperare care ne face să fim încrezători că, indiferent de schimbările, dacă vor fi schimbări în ceea ce înseamnă planificarea, organizarea și desfășurarea activităților din punct de vedere al asigurarea securității spațiilor în care se desfășoară procesul electoral, precum și al protecției pe timpul ziua votului, să se desfășoare fără probleme la nivelul județului. Așteptăm documentele programatice să ne ajungă în perioada imediat următoare și în funcție de prevederile acestora ne vom organiza. Nu vreau să vă ascund că și astăzi avem o astfel de întâlnire la nivelul județului, dar la nivelul conducerii celor trei inspectorate, tocmai pentru a putea să facem un pas în față în a planifica și organiza activităților pentru o bună gestionare a problematicii, în contextul în care, așa cum ați spus, sunt trei duminici consecutive, dar să nu uităm că una dintre ele se suprapune și cu Ziua Națională a României, zi în care avem de asemenea o serie de responsabilități, atât din punct de vedere al reprezentării instituționale, dar și de noi, jandarmeria principală, al asigurării măsurilor de ordine și siguranță pe timpul tuturor manifestărilor care se desfășoară în acest context. Suntem încrezători că împreună vom găsi soluții pentru toate provocările care vor veni și, așa cum am făcut-o de fiecare dată, cu eforturi, că au fost eforturi, dar cu eforturi și cu susținerea și a grupării de jandarmi mobile, de ce să nu spunem că am avut-o de fiecare dată, să trecem și aceste alegeri fără să întâmpinăm probleme deosebite. Am pus această întrebare în contextul în care personalul angajat în structurile MAI nu asigură doar o zi prezența la vot, deci nu doar duminică, se întinde pe perioada 3-4 zile până când un tur de alegeri este încheiat. Este pregătit personalul din structurile MAI pentru, adică este suficient personalul din structurile MAI pentru a desfășura activitățile? Deci asta am demonstrat-o la alegerile care tocmai au trecut în iunie. Am avut același mod de organizare sau tiparul este relativ același. Personalul nostru a demonstrat că este pregătit, a demonstrat și la alegerile care au fost acum 4 ani, acum 5 ani, a demonstrat de fiecare dată că în ceea ce privește structurile MAI, noi ne-am făcut datoria de fiecare dată și am desfășurat activitățile la un nivel foarte bun, motiv pentru care noi suntem încrezători că același lucru se va întâmpla și de data asta. În ceea ce înseamnă cele 3-4 zile, ele sunt cele care au vizibilitate. Noi deja am luat în pază, în protecție mai exact, biroul electoral județean, deja activitățile sunt într-o dinamică, anumite transporturi de materiale electorale, anumite activități circumscrise procesului electoral care nu sunt atât de vizibile, sunt în desfășurare, unele au fost deja inițiate, iar altele urmează să se inițieze în perioada imediat următoare. Așteptăm campania electorală. Noi zicem că suntem pregătiți, sau cel puțin eu unul consider că suntem pregătiți. Noi știm că va veni și vor veni și zilele în care se vor desfășura alegerile pe durata 3 săptămâni. Vom aloca resursa necesară, tocmai pentru ca alegerile să se desfășoare în condițiile de siguranță din punct de vedere al ordinii siguranței publice și a tot ce ține partea de cu atribuții tuturor Ministerului Afacerilor Interne. Deci vom aloca resursa 100% astfel încât să facem față și să ieșim cu bine din toate trei tururi, practic. Sunt trei săptămâni în care fiecare weekend va fi alocat un tur de alegeri.
Deci nu vom avea probleme din punct de vedere resurse umane, pentru că noi știm că vor urma alegerile și vom lua măsuri astfel încât să fie prezență 100% întreg efectivul prezent pentru a se desfășura alegerile în bune condiții. Și în paralel ne vom desfășura și activitățile noastre curente, pentru că nu ne absolbă nimeni în a ne desfășura treaba pe care o avem zi de zi. Bineînțeles, alegerile sunt un bonus pe mine. Vom aloca resurse pentru a asigura și a preveni infracțiunea stradală, special pentru zona de alegeri. În colaborare, bineînțeles, cu colegii de la jandar, MISU, vom asigura prezență, nu vom avea probleme, 100%. Domnul Lunguț? Mulțumesc, că am și eu două întrebări. Dacă vă confruntați cu apeluri false, știam că în urmă cu câțiva ani era o problemă, cel puțin în cazul serviciilor de ambulanță și pompieri. Asta este prima întrebare. Și a doua, dacă, pentru că se apropie sezonul rece, vor fi efectuate controle cu privire la administrarea drumurilor, mă refer la cele drumuri unde vor fi probleme din cauza... Să sperăm că nu vor fi, dar s-ar putea, mă rog. Mulțumesc. Da, deci pe la prima întrebare, să zic așa, răspunsul la prima întrebare, este clar că dispeceratul comun, ISU, ambulanță, din păcate, se confruntă și cu astfel de apeluri false. La unele ne dăm seama cam din start cam ce presupune. Oricum, noi trebuie să participăm sau cel puțin să alocăm forțe la toate tipurile de apeluri. Bineînțeles, în colaborare cu colegii de la poliție care cercetează și, bineînțeles, aplică sancțiuni pe partea asta, le gestionăm. Sunt în scădere, bănuiesc că populația începe să conștientizeze faptul că este un risc în a aloca forțe la un eveniment care, de fapt, nu s-a produs. Sigur că, având în vedere că la unitățile dislocate nu dispunem de resurse, să zic așa, ca la Zalău, avem resurse mai limitate și, în consecință, dacă îl alocăm într-un eveniment care, de fapt, nu există, pot fi și riscuri în acest sens. A doua întrebare. Am demarat practic o inventariere a ceea ce înseamnă drumul public, marcaje, indicatoare rutiere deteriorate, fapt transmis și de la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul conducerii GPR. Mi s-a recomandat să finalizăm până la începutul sezonului rece, să facem un inventar pe fiecare județ în parte și să, în colaborare cu CNAIRU, să intervenim acolo unde trebuie intervenit pentru a fi pregătiți să intrăm în sezonul rece. O completare la întrebarea colegului. În condițiile în care constatați că nu sunt marcaje rutiere aplicate și nici indicatoare suficiente în anumite unități administrative teritoriale, ce măsuri puteți să luați? Gestionarea ceea ce înseamnă a marcajelor, a indicatoarelor rutiere lipsă sau deteriorate, ne facem o informare către CNAIR, în baza acelei adrese informăm conducerea Secției de Drumuri Naționale, prin care aducem la cunoștință faptul că pe un anumit troson, pe un anumit drum național, drum european, lipsesc indicatoarele sau este nevoie de marcaje. N-am avut probleme niciodată, vă spun sincer, de câte ori am constatat să nu fie puse sau să nu fie adusă starea carosabilă la a fi destinată circulație rutieră în condiții de siguranță. În cazul în care totuși se întâmplă, puteți dispune măsuri? Da. Dacă nu se pune în aplicare sau în urma un eveniment rutier în care constatăm că pe lângă cauza principală a fost lipsă de marcaj sau nu a fost semnalizat corespunzător sau este o lucrare în carosabil care nu a fost semnalizată corespunzător, acolo vom aplica sancțiuni contravenționale la administratorul drumului public, dacă situația impune. Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă nu, vă mulțumim încă o dată și vă urăm o zi minunată. Vă mulțumim frumos!